Nicio veste de la Aracip în privința comasării unităților de învățământ din Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu afirmă că liceele în cauză vor fi dezavantajate la viitoarele înscrieri, spunând totodată că orice decizie în privința comasării va fi tardivă pentru anul școlar viitor. Eu cred că este tardiv ca în momentul de față să mai putem discuta în 2022 de comasare unităților de învățământ de pe raza municipiului Târgu Jiu. În afară de faptul că a fost făcută pe repede înainte, în afară de faptul că nu s-a ținut cont de punctul de vedere al autorității publice locale, cred că astăzi, cu adevărat, orice ordin de ministru ar depăși, cum să vă spun, inclusiv cadrul legal. Gândiți-vă că într-o perioadă imediat următoare încep înscrierile la unitățile de învățământ. Oricum, cele 5 unități de învățământ au fost extrem de prejudiciate de tot acest scandal care a fost declanșat cu comasarea unităților de învățământ și cred că vor fi dezavantajate la viitoarea înscriere la licee sau la școli profesionale. Dar știu că și acolo sunt directori performanți în cadre didactice care sper să facă tot ceea ce este posibil să dovedească că acele unități de învățământ sunt viabile pentru viitor. Punctul nostru de vedere rămâne același. Nu suntem de acord cu o comasare forțată. Putem să ne punem la masă și cu reprezentanții inspectoratului școlar și cu reprezentanții unităților de învățământ pentru o eventuală comasare punctuală pentru viitor. Nu de pe zi pe alta. Putem să discutăm pentru următorii 2 ani de zile și atunci, dacă toată lumea acceptă o astfel de variantă, nici noi ca autoritate publică locală nu avem nimic împotrivă. Conducerea Inspectoratului Școlar Gorj a anunțat cum vor funcționa liceele propuse reorganizării dacă propunerea este acceptată de Aracip. Am gândit în modul următor. Cei de la liceul energetic să fie absorbiți de liceul tehnologic numărul 2, de liceul de aici, și atunci acea clădire ar rămâne disponibilă. Cei de la liceul auto, împreună cu cei de la Coandă și de la Mincu, să funcționeze în clădirile de la liceul Ion Mincu și de la liceul Henri Coandă. Deci, clasele de liceu să funcționeze într-una dintre clădiri și clasele de post-liceală și de școală profesională să funcționeze în cealaltă clădire. Și, practic, liceul, clădirea sau și împreună cu corpurile de clădire, evident, ale liceului Traian Vuia, liceului Auto Traian Vuia, să rămână autorității locale să o valorifice cum consideră de cuvință. Nu cred că le prisosește un număr de clădiri în plus. Cred că sunt o grămadă de lucruri pe care le pot face. Cele 5 unități de învățământ propuse spre comasare sunt Liceul Energetic, Liceul numărul 2, Liceul Henri Coandă, Liceul Auto și Liceul Ion Mincu.